Iar culesul ghebelor, ciuperci care sunt din abundență în pădurile Neamțului, au fost fatale, să știți, pentru un localnic. Bărbatul și-a văzut moartea cu ochii după ce a fost atacat de trei urși într-o pădure. Acesta a scăpat ca prin minune doar cu câteva zgârieturi. Cum s-a întâmplat acest lucru, vedeți în materialul următor. Bărbatul de 38 de ani se afla la cules de ciuperci într-o pădure din satul Cuieșdi. Când se pregătea să plece, a văzut trei urși care alergau spre el. Unul dintre animale i-a prins rucsacul, iar bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut într-o râpă. Pentru văpase, niște molizi. Și de acolo am ajuns, m-am întâlnit și m-am ajuns la drum. Și m-a venit un om și m-a luat cu mașina și m-a dus acasă. În cădere, bărbatul și-a provocat mai multe răni la cap și la picior. S-a prezentat la dispensar un pacient după o întâlnire cu un urs în pădure, cu mai multe plăci rezultate în urma acestui fapt. I s-a acordat primul ajutor, a fost solicitată ambulanța pentru a se continua îngrijirile și de specialitate la Spitalul Județean Neamț. Din fericire, acesta a scăpat cu răni minore, având în vedere că a avut noroc că a căzut într-o rupă și a venit pe picioarele lui la dispensar, unde a primit primele îngrijiri și de acolo mai departe cu salvarea. Autoritățile fac apel la cetățeni să fie atenți și să nu se aventureze singuri în zonele frecventate de animalele sălbatice.